Hei, dragii mei, bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Gata, gata, o luăm iar de coadă, cum zicea taică meu când începeam școala. Avem nevoie, avem mare nevoie de școală, de educație. Și sper, sper să învățăm în continuare, să, să creștem, să evoluăm împreună aici, la starea nației, la starea sănătății, la podcastul Vocea Nației, la ceva cu reclame, la starea planetei, la toate producțiile noastre. A, a revenit și newsletterul nostru la care vă puteți abona foarte ușor pe starea nației.ro. Suntem aproape de 20.000 de oameni acolo, nucleul dur al acestui trib. Am primit nu zeci, sute de mesaje, n-am reușit să răspund la toate, dar lucrez, după newsletterul pe care l-am trimis vineri. Avem și site nou, sper să vă placă, și circulăm în continuare prin țară cu cafeneaua noastră pe roți. În weekend am fost la Nucșoara de Argeș, la festivalul caritabil organizat de Valeriu Nicolae și stihiile lui de la Casa Bună. A fost senzațional. Anca, sper că te odihnești la ora asta. Mulțumesc pentru ajutorul primit la curățat de cartofi. Laura, Cătălin, Daciana, Valeriu a fost și el acolo, Florian, banii din încasările pe bilete de la acest festival și parte din ce am făcut noi acolo, toate astea merg la Grădinița Bună. Vom mai vorbi despre acest subiect. Am vizitat tabăra de acolo, ridicată de Valeriu și ai lui în 9 luni, excelentă treabă. Vineri vom fi la Florești Prahova, la domeniul Cantacuzino, la festivalul La Rock. Ne vedem acolo, trei zile de rock foarte mișto. Să începem deci al 11-lea sezon al emisiunii Starea Nației, primul exclusiv online. Pentru că la televizor, după cum știți, decid partidele și serviciile cine are voie să vorbească și mai ales ce. Cum să ai emisiune la televizor când îl jignești pe Marele Iohannis, când spui măscări despre iscusitul Ciolacu, despre competentul Ciucă? Hai, să ne ascuțim împreună spiritul critic că e mare nevoie. Bun. Ce nu înțelege Iohannis? Mă rog, el nu înțelege nimic. O vreme, ani buni chiar, noi, poporul, am tot vrut ca el să iasă, să fie prezent, să vorbească. Vorbește, mă, vorbește, asta i-am spus ani de zile, nu? Am tras cu toții de el. Hai, bă, bă, lunganule, ieși! ieși, vorbește, apără democrația, competența anticorupția, meritocrația bunul simț, mă România aia normală, vrăjelile alea cu care te-am ales el, nimic, mucles aroganță maximă e, acu, azi în septembrie 2023 că vorba aia, dacă vrem, nu vrem suntem cu toții în luna nouă nu că nu mai vrem să iasă Iohannis să ne spună chestii. Nu vrem să mai auzim de el ce face, unde e, pe unde se plimbă. Lasă-ne, tată, lasă-ne. Acum vrem să stea naiba ascuns, să treacă și anul ăsta și să se care, să plece odată. Nu, serios, ce să ne mai spună acum Iohannis? Omul care, probabil, la ordin, că nu-l ducea pe el Bostanul atât, adică, serios, fraților, discutăm despre acest tip. Asta zic. Deci, omul care, probabil, la ordin, a unit la putere PSD și PNL, cred că a văzut el din istorie așa că ăștia care unesc chestii primesc statui, poezii, melodii și a zis, ia să unesc eu mă, ceva. Ce? Uite, PSD-ul cu PNL-ul a furat la putere. N-are ce să ne mai spună acest președinte, nu e o rușine un munte de nepăsare și de nesimțire, cu niște, cu niște minciuni de grădiniță, mă, cu un comportament ăsta bombastic, așa, în spatele căruia stă un personaj meschin, lipsit de orice amvergură politică. Iohannis este un mare nimic îmbrăcat în alb. L-ați văzut în Delta? Mica mea, nici miresele nu se îmbracă în atâta alb în delta <gură> Și a luat echipamentul de la Wimbledon Probabil era mirat că în delta n-au asfaltat ăștia până acum Și e plin de bălți și de stuf și de... Mai zboară și păsările alea mari și urâte și gălăgioase și... <gură> în Delta s-a petrecut un moment care poate să rezume foarte bine cele două mandate ale acestui monument de goliciune. Iată. Să ne spuneți în ce a constat și ce va constat contribuția dumneavoastră la contribuția găsirea acestor mea soluții. constă în faptul că am venit aici și am atras atenția asupra acestor chestiuni. Superb, nu? Uh, umblă vorba în zonă că toate păsările din delta, când au auzit această declarație, au strigat în cor. Că cânem pe statuia ta, Iohannis! Delta moare zilnic de 33 de ani. Urlă oamenii de acolo, urlă ONG-urile implicate, activiștii de mediu din toată lumea asta, presa. E după 9 ani de mandat în care i-a dat șuturi în burtă și în bot democrației, cum nici minerii lui Iliescu n-au făcut-o, vine papa, porumbelul ăsta al Iohannis ca să contribuie cu, cu, cu prezența lui, bă, proștilor ce suntem. Tribuția mea constă în faptul că am venit aici. Da, bă, are dreptate. Nu știți, e? Păi nu știți că sunteți proști. În prezența lui Iohannis în vie sturionii, mă, pelicancile rămân însărcinate una, două, vacile, vacile sălbatice, nasc câte patru viței grași și frumoși. Caii de la Aletea cresc într-o zi cât alții în trei ani. Iar șmecherilor cu șalupe le moare motorul la intrare în apă. După 9 ani de mandat și după 2 ani aproape de război colea în Ucraina, după dita mai scandalul cerealelor, vine și nămetele în delta, mă, îmbrăcat în alb și cu ochelari de nevăzător. Și gata, a contribuit. Delta nu va mai fi niciodată la fel. De azi, natura intră într-o stare de regenerare și înflorire. Apele s-au purificat. E pește? Bă, e pește de sare singur pe în ghesuială ce e în apă, auzi? Nici când în istoria României n-a existat un asemenea președinte total aerian. Elene, da, i în fază morbidă. Pute, mă, pute. Mă mir că nu-i dau de mâncare se pepiști cu lingurița. Luați, domn' președinte, haideți să nu muriți. E păcat de lene asta, domne. Ați făcut-o atât de mare și de frumoasă. Hai, hai, gurița mare. A -a -a. Delta Dunării este o zonă senzațional de frumoasă. Este o zonă care nu este importantă doar pentru noi români. Este o zonă care este foarte importantă pentru toată Europa și pe bună dreptate este monument al naturii UNESCO, este al întregii lumi. Dincolo de aceste lucruri foarte frumoase, trebuie să vedem însă și care sunt problemele. Uite-l, mă! uite Iohannis recitând din marele poet Wikipedia. A mers în Delta, deci, să ne spună că e frumos și că acolo e un monument al naturii. Da! Ferească Dumnezeu, mă ferească Dumnezeu, nu-s credincios, da? Orice, orice poate să ajute. Ferească Dumnezeu să mai dăm peste o astfel de calamitate. Fierbe planeta, mă, se schimbă lumea, se omoară popoarele. Numai dromaderul nostru a dormit umblă în alb și recită banalități. Ce țară jalnică, totuși. Dacă acum patru ani a trebuit să alegem între acest lemn și dezorientata aia de Veorică. Mă rog, nu, nu. Uh, rectific. Ni s-a creat iluzia că am avea de făcut o alegere. Trebuie să recunoaștem că s-a lucrat frumos, după aceeași veche schemă, dar frumos. Și românul tot nu s-a prins. Pe cine să scoatem noi în față de la PSD ca să fie ăsta în stare să câștige? Pă... Cei 58 de kilometri că vă aduce la deconcesionarea la uh, mult așteptată a traficului. Nu râdeți! Nu râdeți că doamna era o lumină pe lângă ciucă, de pildă. Și așa va fi și la anul, să știți. Atât de mult ne vor speria cu aur... Că oamenii sănătoși la cap vor ieși să apere ce-a mai rămas din democrație și din libertate, cum? Votând PSD și PNL. Rămâne de văzut acum dacă va fi de ajuns. Ok, avem timp de astea. Dacă nu mai lăsa algoritmul, da? Să mă. pe el de algoritm că e jale. Ați văzut ce, ce, jocuri mizerabile a ajuns să facă până și Google, tată, care propune numai mizeriile plătite de partide de la capitolul știri. Le împinge de mamă, mamă. Iată, oamenii sunt captivi și pe net, nu doar la televizor. Ok, revenim la marele nimic, Claus Iohannis. În Delta am râs de el că, na, e cum e și că oricum și el râde de noi toți. Pe banii noștri, bineînțeles. Da la Floreasca. L-ați văzut pe Iohannis la spitalul Floreasca? După colectiv ați spus că a fost nevoie ca oameni să moară, ca guvernul să demisioneze și acum au murit oameni și acum vedem pacienți cu arsuri trimiși în străinătate la tratament. Așteptați vreo demisie? De data aceasta, Autoritățile și guvernul au intervenit cu rapiditate. Toate relatările pe care le-am primit și toate explicațiile și de la pompierii răniți m-au dus la concluzia că s-a acționat corect. Ana, deci de data asta a fost bine, doar ceasul a fost rău, hă? sau cum? E fix cazul colectiv. Oricât ar încerca ei și trompetele partidelor să întoarcă discuția. Lipsa instituțiilor statului a făcut ca în 2020 această stație GPL să funcționeze fără autorizație. Instituțiile pe care acest simbol al nesimțirii le conduce, șeful acestui stat bolnav. Cum e turcu și pistolul, nu? Cum să fie altceva decât a fost la colectiv? Ce e altceva la ce s-a întâmplat acum? Iată, doamna Elena Copaciu, medic la Matei Balș, Zice că suntem departe de standardele agreate la nivel internațional. Citez. Singurele paturi care se apropie de standarde sunt cele șase de la Spitalul de Urgență Floreasca. Dar nici acestea nu întrunesc 100% standardele de paturi de mari arși. Am încheiat citatul. Deci nu există secția de mari arși, Spitalul de mari arși, există doar. Iohannis la Mari Arși, de soare. Da, nu există decât șase paturi în România și nici alea acum trebuie. Și atunci, cum? Cum să spui că acum e altfel? Chiar în mandatul tău, guvernele au ținut pe loc toate proiectele, inclusiv cu acel spital pentru Mare Arși. Iar tu, șeful neputinței și al incompetenței, ești mulțumit. L-ați auzit vreodată pe Ioanis spunând, bă, haideți cu spitalul ăla mai repede, de mare arși? Nu. L-ați auzit întrebând la un moment dat, bă, dar câte paturi avem după un an, doi, trei, patru, cinci de la colectiv? Niciodată. Mințea foarte scârbos și turnătorul ăla de băse. Dar ce face marele leneș ăsta e incredibil. La fel mințea Iohannis, dacă vă amintiți, și cu bode. A, nu, domne, că la Bode nu e plagiat ca la Ponta. E, na, e fix ca la Ponta, e hoție. Ba, e mult, mult mai rău. Știți de ce? Pentru că Ponta nu-i tâmpit. Adică el putea să-și ia diploma aia pe bune. Ponta a fost doar șmecheraș. Cum au fost mulți alții atunci. Bode n-ar fi putut niciodată să-și ia diploma, că pe el săracul nu-l ajută motorașul. E evident asta de fiecare dată când deschide gura. Bode e un agramat cu diplomă, care a plagiat. Punct. Să așteptăm un moment să treacă. E, e clar că au făcut mișto de el. Cineva trebuie dat afară. L-au pus fix pe unde intră ambulanțele, domne. Stăteau bolnavi în mașină, că avea leneșul de spus minciuni. Cum mă să ții discurs în fața intrării de la urgență unde își fac reclamă serviciile funerare? Am avut în ultimele săptămâni tragedie după tragedie. Altfel, da, da, foarte deștept băiatul. Imediat s-a prins că avem tragedie după tragedie. Practic, așa pot fi rezumate mandatele lui Iohannis. Tragedie după tragedie începând cu el, prima tragedie și continuând cu toate celelalte. Claus Iohannis, tragedie după tragedie. Este un pic greu de acceptat. Și știți cum e la noi? Cum vine tragedia? Cum se pune statul român pe muncă? Între tragedii stau toți și -o freacă în instituții. Dacă îmi vine tragedia, gat, gata, gata, bă, la muncă, da? La muncă, plăieșii mei, să-i prindem pe nenorociți. Dumnezeule, ce țară, ce, ce adunătură de incompetenți, de criminali, de hoți și de mincinoși suntem. Da, da, suntem, noi suntem ăștia. Până la urmă, nu? Că dacă n-am fi noi, nu ne-ar conduce ăștia. Pe bune, dacă un milion de români nu pleacă de mâine din fața guvernului, pică puterea asta în trei zile. Se fac alegeri și vin alții. Sau, mă rog, vin tot ăștia, dar altfel aranjați. Măcar să ai naiba o să existe o impresie de, de echilibru, să fie ăia de la putere amenințați de ceva serios. Nu să facă toți nemernicii ce vor la putere. Statul român este astăzi un criminal în serie. Uite, să luăm cazul Crevedia, da? statul român n-a reușit să închidă o stație depozit GPL ce era acolo, care nu mai corespundea standardelor. Adică i-a retras autorizația, dar n-a reușit să o și închidă. Cum vine asta? Simplu. Adică statul a închis dar ea s-a deschis, domne. Că era și în panta așa și... Da, e, Uite, ca să vă faceți o idee, date, informații sunt publice. Pe 28 septembrie 2020 are loc un control inopinat ISU. Se dau una bucată amendă de 30.000 de lei pentru funcționarea fără autorizație și una bucată amendă de 10.000 de lei pentru rezervor neomologat. Pe 30 septembrie 2020, firma anunță Registrul Comerțului că oprește activitatea. Pe 12 octombrie 2020, Registrul Comerțului anunță ISU că punctul de lucru a fost închis. Doar că, surpriză, firma era vie. Da, acolo se desfășura activitatea economică, știa toată lumea, inclusiv poliția care stătea mereu cu mașina acolo, la vânătoare de șoferi. Indisciplinați. În 26 august 2023, la aproape 3 ani de când acea stație fusese închisă, are loc tragedia despre care discutăm. La ca și la am sute de întrebări. A, o De ce nu zeci sute de întrebări? Mamă, și cum faci matale față? Că vorba aia, ai procesorul ăla slab de tot, abia mai ține un 486 de vremuri. Aceleași instituții, deci, care n-au reușit să închidă o stație de gaz, s-au pus acum pe treabă și fac controale unde? În toată țara, nenică! Pentru că noi așa facem, mă, așa ne place nouă, mă, să fie mare, bă, să fie frumos, să se vadă de pe lună spectacolul. Am stat, deci, zeci de ani cu depozitele de explozibili la 10 metri de blocuri, au făcut oamenii milioane de reclamații, de sesizări, nicio instituție n-a mișcat. De ce? Pentru că șpaga, de fiecare dată, a fost dată unde trebuie. Acum s-a întâmplat nenorocirea, Asta Voi păi facem, bă, controle în toată țara. Ce jeguri, mă, ce jeguri sunteți! Uite, asta ar trebui să fie acolo, în fișa postului. Bă, da, Pornim azi controle. Ele trebuie făcute. În toată țara. Dar unde găsim probleme, toți șefii să fie dați afară. Toți! Și aia care au fost, trași și ei la răspundere. Penaltat. Să știe mă ăla că se duce la pușcărie dacă ia o șpagă și dă o autorizație sau dacă închide ochii la un control. Că dacă știe că merge la pușcărie... Mai crește prețul. Deci, acolo e o mafie nenorocită. A, o avem noi, pasta. Bă, mafia, mafia. Tot niște cetățeni sunt peste tot, nu? Treci pe lângă ei, pe stradă, toată ziua. Adică, nu e ceva. Mamă, mafia! A, uite, uite ceva foarte frumos. Știți, ați auzit și voi de atâtea ori când vine câte o instituție de asta pe la noi. Poliția, miliția, ISU, MISU, MISA, care mai sunt? când vine deci o instituție de asta și anunță pe un ton de la marțial, așa, triumfalist, am stat azi noapte la pândă și am dat amenzi de 28 de miliarde, le-am rupt fâșul la toți nenorociții și bombardierii și luați de aici imagini, umpleți toată presa. Și lumea ia, uite, domne, bravo, domne, în sfârșit, domne, noi că suntem în siguranță. Păi nimeni nu mai are curaj să încalce legea în țara asta, nu? E, în realitate, acele amenzi sunt doar așa, pe hârtie. Acolo rămân. Că de fapt se achită doar jumătate din minimul amenzii. Din 28 de miliarde se încasează de fapt vreo 300 de lei, așa. Na, sunt fix pixul acele amenzi cu care se laudă organii la televizor. Uite, exemplu concret. Zilele trecute au găsit o scurgere de gaze la un depozit de ăsta de GPL, deținut de băiatul primarului de la Caracal, da? ăștia cu dezastru de la Crevedia. Și vine prefectul județului Olt. Ce pot eu să vă spun este că a fost aplicată sancțiunea maximă, care din păcate, din punctul meu de vedere, este foarte mică, doar de 5.000 de lei și dacă această sancțiune este plătită în 15 zile, plătești jumătate din minim, adică 1.250 de lei. Ce mai vreți, mă? Deci prefectul ne spune, bă, după ce ca amenda e o glumă, băieții ăștia plătesc doar un mărunții și așa, nici nu mai opresc mașina când se duc să achite. Fac așa cu banii de mers, ia mă, păstrează restul. Unde să ajungi cu asemenea legislație? Că acolo e problema. La noi poți deci să arunci un județ în aer și plătești 500 de lei amendă. Asta e toată răspunderea. Și ok, să o duce un prost la pușcărie. Și o băbuță care vinde pătrunjel pe marginea drumului face șapte ani de părnaietat. Din punctul meu de vedere există anumite lacune legislative care trebuie rezolvate cât mai repede. Lacune? Doamne, era să zic ceva acum. Scuze, ok, mai departe. Vă amintiți ce controle au fost după colectiv prin toate cluburile din țară? Credeți că s-a schimbat ceva? s-au închis unele câteva săptămâni, câteva luni, acum e mai rău decât înainte. Pentru că nu mă interesează pe nimeni subiectul dacă nu se dă la televizor. Dacă erau controlele făcute anual și respectate riguros, mai aveam astăzi 11 stații GPL fără autorizații așa descoperite dintr-un foc? Revin încă o dată. Autoritatea publică locală, primăria, face controle pe ce poate controla primăria nu înseamnă că cele 11 stații nu au niciun fel de documente. Că nu are un aviz de la primărie este un lucru, că funcționează nelegal este cu totul alt lucru. Asta e prima știre pe care am văzut-o după ce au început controlele. S-au descoperit, deci, multe stații ilegale. Vă dați seama despre ce fel de stat vorbim? Nu asta am trăit și cu azilele de bătrâni? Când au făcut controle și și-au dat seama că foarte multe n-aveau cum să funcționeze, n-aveau autorizații. Și vin în continuare informații despre azile ilegale, mă, fără avize, fără nimic. Azile făcute doar pentru a lua banii ăia de la stat. Mașini de făcut bani. Ok, mor niște bătrâni, da, na, toți murim, nu? Întrebarea e, cine-i de vină că funcționează firme care n-au autorizații? statul, bineînțeles, niște instituții, în acele instituții niște oameni. Și cu toții acceptăm ca lucrurile să funcționeze așa. Luăm o bordură în cur, spargem o sămânță și zicem, nu ne mai facem bine, domne. E, na! Dacă am fi o țară civilizată, statul român ar trebui să plătească despăgubiri de sute de milioane lunar. Pentru că lunar, statul român își omoară cetățeni. Ciolacu, Ciucă, Iohani sunt astăzi, că na, se întâmplă pe tura lor, purtătorii de cuvânt ai unui criminal. Fix despre asta e vorba. Ei sunt complici la crimă. Și de multe ori, de multe ori, tocmai prin deciziile lor, ei ordonă crimele. Asta se întâmplă când pui un incompetent, când pui un tâmpit într-o funcție. Ai ordonat niște crime care, iată, la noi se întâmplă. A, întrebare! Știți despre vreun raport al controalelor din căminele de bătrâni și persoane cu dizabilități? Nu! Nu există! N-am nu există. Na, auzit, nu s-a prezentat public un astfel de raport. Trebuia să existe unul la fiecare săptămână. Și îl schimbi pe măsură ce apar noi date. Să avem o dimensiune a nenorocirii, a dezastrului. Vedeți, pe asta se bazează și ei, pe principiul Claus Iohannis. Tragedie după tragedie. La noi, o tragedie e uitată printr-o altă tragedie. Nu se întâmplă nimic bun. O tragedie face uitată altă tragedie. Și nu rezolvăm nimic. Mergem la următoarea. Apoi constatăm că tragediile se repetă. Colectiv, Caracal, nu mai zic toate spitalele. Cu incendiile și cu tot. Deci, întrebarea nu e dacă, ci când și unde va lovi următoarea tragedie. Trăim, în opinia mea, cei mai rușinoși ani din istoria țării. Când statul e dizolvat, când instituțiile nu mai au nicio putere, nu pot opri uciderea cetățenilor de către tot felul de construcții ilegale. Autoritățile fac controle în benzinăriile și stațiile GPL din capitală, iar în sectorul 6, după verificarea documentelor celor 40 de obiective, primăria a tras concluzii îngrijorătoare. Doar o stație are toate avizele de funcționare. Din 40 de stații, doar una are toate avizele. Vă dați seama despre ce vorbim? Practic, ce aflăm noi acum? Aflăm că tragedia de la Crevedia era inevitabilă. A, se putea întâmpla anul trecut sau la anul. Și uimitor e altceva. Pare o minune că n-au explodat mai multe până acum. La câte astfel de stații funcționează ilegal. Vă dați seama ce bani se fac acolo. Și aici, din nou, e foarte frumos să luăm la mână cu 30-40 de firme de astea și să vedem, bă, ale cui sunt ele? Așa, în spate. Că eu cred că toate au legătură cu primarii, cu politica, nu? Cu oameni din politică. Fie unii cu funcții sau alții care doar se freacă pe acolo. Sau că patronii oricum cotizează. 100% ce să mai e. Depozitul de la Crevedia, în care au explodat mai multe cisterne, aparține firmei Sece Flagas, controlată de Ionus Doldurea, fiul primarului PSD din Caracal. Da, bă, da, domnul Ciolacu a rezolvat-o pasta asta, că i-a dat afară din PSD-ul și pe primarul din Caracal și pe ăla de la Crevedia, da? Mergeți la PNL, mă, fraierilor. Cu să nu vă primească? PNL-ul? Bă, sunteți nebuni dacă deschideți ușa cu capul, mamă! Da, deci așa curățăm noi clasa politică? asta e rețeta? Îi lăsăm pe toți din partide să calce legea în picioare până când treaba asta o moară și apoi îi dăm afară din partid? Super! Păi o să ne ia 4 milioane de ani să ne facem bine, da? E clar, mai ales dacă urmărești banii, România devine tot mai toxică, tot mai neprielnică vieții. Pentru că în 33 de ani am lăsat-o, noi, noi am lăsat-o, lasă mă că merge și așa. Și prăbușirea va fi tot mai accentuată. Prindem viteză pe tobogan. România va fi tot mai agresivă cu tot, un mediu tot mai potrivnic vieții. Uitați-vă la șeful poliției române după nenorocirea de la 2 mai. Mă și poate că există o serie de sincope peste tot. Sincope, a? a este sincope așa. Dumnezeule! Și asta e încă în funcție. Oriunde în lume ar fi demisionat sau ar fi fost demis după acel lans de greșeli din partea subordonaților. Acel tânăr drogat e oprit de însuși șeful circulației pe Constanța, da? Și șeful de la rutieră, deci, nu-l întreabă de RCA. Apoi un alt control, nici acolo nu e întrebat de RCA. Mă, cum naiba? Uite, eu în viața mea de șofer și mă cunosc toți polițiștii, atenție, n-am fost oprit undeva fără să mi se ceară asigurare. Apoi nu există test antidrog unde mă, în vama veche? Doamne, păi dacă acolo n-ai, unde dracu ai test antidrog? De ce mai ai în altă parte? Și chiar dacă nu ai, nu-l duci mă pe la spital să iei probe de sânge, așa cum scrie la lege? De ce? că e taxul șmecher? Iată deci, deși nu e ok, atenție, nu e ok să privim la ce s-a întâmplat și să discutăm, domne, ce ar fi fost dacă. Dar avem aici cel puțin trei, trei momente în care acea tragedie în care au murit doi tineri n-ar fi avut loc atunci. De cel puțin trei ori Ăla nu că putea să fie oprit, trebuia să fie oprit. Ori, până la urmă, ăsta e rolul statului, nu? Să prevină cât mai multe astfel de nenorociri. De există legi, reguli. De aia, cu toții am acceptat să funcționăm după niște reguli, într-o societate, în comunități. E șeful poliției numește. Nenorocirile astea, niște sincope, nu șeful. Sincopele apar într-un sistem care funcționează. Matale nu conduce așa ceva. Se numește complicitate la crimă, ce face poliția în foarte multe situații. Cred că marea dramă prin care trecem e că nu înțelegem momentul în care se află România azi. România e o capcană pentru proprii cetățeni. Bine, ce altceva să fie o țară în care ministrul de interne e predoiu? Am avut um, o ședință cu tot activul IGPR-ului și le-am spus textual, erau acolo peste 30 de oameni, cred, uh, deci am peste 30 de martori, am spus textual acest lucru, bătălia cu drogurile la categoria adulți, în ăsta e unul stai ăsta, pierdută. În momentul ăsta e pierduță. Predoiu a fost un slugarnic al tuturor guvernelor. A plecat de la un partid la altul doar ca să rămână la putere. S-a milogit de Băsescu să-l pună ministru. Individul e mama oportuniștilor și tatăl slugarnicilor. Și ne spune atât de senin, oh, e pierdută bătălia cu drogurile la adulți. Cum adică slugărnicia dumneavoastră? Când a fost dusă bătălia asta? În ce sens a fost ea? Adică, ce a făcut statul în această bătălie? Cu ce a luptat? S-au băgat bani cum s-a băgat în armată sau s-a luptat cu furcile? S-a luptat cu consumatorii sau cu traficanții? Cum, cum, se poate, cum e posibil ca un iuristic care e de câteva luni ministru de interne să vină și să mănânce un asemenea rahat? A, cu drogurile e pierdută treaba, domne. Să-i salvăm pe copii și pe sugari. Dar adulții sunt niște drogazi nenorociți și așa vor rămâne, domne. Nu avem ce să mai facem. Nu, cu adulții, nu. Testarea antidrog în școli este dorită, cel puțin de autorități, dar nu știm unde se va face această testare și cu ce bani. Vor fi elevii testați în școală sau vor fi trimise probele mai departe la laborator, ori vor fi trimise elevii în afara unității școlare pentru această testare. Cel mai important aspect acum pentru autorități este cum vor reuși să anonimizeze tot acest proces. Pentru ca elevul depistat pozitiv, de exemplu, să nu fie victima bullying printre colegii lui. Evident că e o idee foarte tâmpită. Dar e fix ce spuneam. Să facem ceva acum, domne, când e panică. Atunci când sunt oamenii atenți să vadă cetățenii, că ne agităm, că statul lucrează pentru ei. Cumva statul spune azi să-i prindem pe drogați. Asta e azi problema acestui stat tembel. Ok, și ai medici, terapeuți, clinici specializate. Ai canci! Aveți pe canalul nostru de YouTube, Stare Nației Oficial, o discuție cu uh, medicul psihiatru Gabi Diaconu. El explică foarte bine situația. După ce model să lucrăm? Adică, hai să vedem unde, ce s-a făcut afară și e ok. Hai să-i împușcăm! Nu mai bine îi împușcăm pe Ca în Filipine și în alte state? N-ar fi mai bine? Scăpăm de ei, domne. Da, e dracu de nenorocit. Și așa, din 10, dacă 1, 2 își revin. Întreaba asta cu drogurile e foarte simplu să alegi un model pe care să-l adapteze apoi la realitățile locale. Pentru că ai atâtea și atâtea țări care s-au luptat pe bune și se luptă în continuare cu fenomenul și o fac cu ceva succes. Inclusiv țările care au legalizat drogurile ușoare. Mă rog, discuția e lungă aici, dar un lucru e cert. Nu pot să mă bazez pe mintea lui Ciolacu sau pe creierul Ligiei DECA. Aș vrea să aud specialiști în așa ceva vorbind. Pentru că tot ce se va întâmpla va fi asta. Niște firme ale PSD-ului sau ale serviciilor clar, sau și și, vor face bani cu testarea asta. Fără un spate de sus, de acolo nu se face nicio afacere în ziua de Ok, ne oprim un pic pentru a vă spune câteva lucruri că trebuie să mai și trăim din treaba asta pe care o facem. În primul rând, vă mulțumim pentru sprijin indiferent de forma sub care vine el. Contează foarte mult să vă abonați la canalul Starea Nației Oficial și la canalul Starea Sănătății, să dați like la materialele care vă plac, să comentați, astfel încât să convingem algoritmul sufletului să ducă aceste lucruri mai departe, să le propună și altora. Apoi, ce puteți face e să le vorbiți și apropiaților despre faptul că emisiunea este aici, online, accesibilă tuturor. Avem nu zeci, nu sute, mii de mesaje de la oameni care ne caută în continuare la televizor sau de la oameni care ne spun că ne vor înapoi la televizor. Dacă 30% dintre cei care ne dau acum mesaje s-ar fi uitat la TV seară de seară că am fost acolo, mă rog, nu mai contează. Ok. Despre morți, cum ar fi emisiunea asta renației la TV, numai de bine. Important e să ajungem acum, în formula asta, la cât mai mulți oameni. Așa. Îmi mai spun unii, am mai vorbit cu oameni, doamne, eu n-am obiceiul să mă uit pe... Asta e. Trebuie să vă faceți obiceiul, dacă vreți. Dacă nu, noi atât putem în acest moment. Așa. Ce mai... A, vedeți că mâine iese asta. Da? Ah, e nouă. Cartea Atenție cu intenție, vă spun mâine mai multe, gata, nu vă mai arăt, că, ci că stric surpriza, și mâine e treaba. Puteți lansa comenzi, tot, 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 tot. Aflați de pe canalele noastre cum trebuie să faceți astfel încât să comandați cartea editată de prietenii noștri de la Zone. Dacă nu ne-ați prins cu cafeneaua pe roți în această vară, nu e panică. În weekend, 8-10 septembrie, weekendul ăsta, vom fi la Florești, în Prahova, la festivalul La Rock. Chiar vorbeam la Nucșoara cu prietenul Dan Byron, care a trecut să mă ajute să curăț niște cartofi, că ne vedem în următoarele două săptămâni, la Florești, Prahova și la Galați, apoi. Deci, luați-vă bilete zilele astea, puteți veni și cu cortul, Locul pentru cine nu știe e senzațional, da, domeniul Cantacuzino. Vom fi și noi acolo cu cafeneaua, cu toate produsele noastre. Căutăm zilele astea un cort frumos pe care să-l cumpărăm. Sau, na, ca să ținem în el cât suntem cu cafeneaua, tot felul de activități, workshop-uri, discuții. Dacă aveți idei aici sau dacă are cineva un cort la vreo... Cât barote? O 150 de metri pătrați așa, de donat sau de sponsorizare sau de... Nu zicem nu? Nu! No. Auzi, o să ne sune ăștia de la... Azi am primit iar ofertă de la casino, o să o citesc la întâlnirea cu abonații plătitori. Ne întreabă unii de la un casino cât costă ca să ne ocupe site-ul cu totul cu anunțurile lor de casino. Ok, deci, la Florești, la festivalul La Roc... Țin și eu o sesiune de întreabă mă orice Așa că ne vedem acolo Da? Ok Înapoi la emisiune Nu știu dacă ați remarcat cu, cu ce mândrie și cu câtă aroganță spune Ciolacu Îmi asum în Parlament măsurile fiscale De parcă dacă și le asumă el, devin mai bune Neamarcele, Marcele, și asumate și neasumate, măsurile astea sunt tot niște prostii mai mari chiar și decât matale. De fiecare dată când vine vorba despre taxare și despre bani, pentru că sunt foarte, foarte proști și needucați, politicienii noștri par niște copii de grădiniță, întrebați care ar fi varianta sigură ca să ajungi pe Marte. Habar n-au, se uită la tine cu ochi senin și goi N-ar fi oare mai bine să-i scoatem pe amând Scuze, scuze, m-a luat poezia de nas, așa și Deci ei habar n-au Singurele sinapse care funcționează sunt alea care le spun Cum să facem rost de bani, bani, vrem bani, nu avem bani Cum luăm bani de la oameni, de la firme, de pe tot Să fim la putere, să luăm bani, să facem bani, să fie bani, să... Atât Ce iar asta a fost nimic mai jalnic decât românachele care merge la Bruxelles să-i întrebe pe ei acolo: Tante Ursula, tante Ursula, ia uitați, ia uitați aici, tante e bine ce am făcut noi? Vedeți, tante ce bastonașe frumoase am desenat aici? Jalnic, mă, jalnic. Bruselul a cerut un deficit de 4,4 la nivelul Uniunii. Treaba agreată și cu România, nu? Iar România se tot duce pe acolo, pe la tanti Ursula. Haideți, doamnă! Doamna Ursula, haideți să ne înțelege, doamnă! Auzi, fă, am adus și noi niște pești, avem un porbagaj, avem un sturion. Mamă, icre, o păstrugă frumoasă! o sticlă de pălincuță de aia bună, deci hai lasă-ne și pe noi cu deficitul pe la un 5,5 așa și pe rotunjire 6 luăm și noi bacul la economie, doamna pupă în portofelul. Nu sunt de acord să creștem cota de TVA peste 19%. Un lucru care ar duce evident la o creștere a inflației și o scădere a creșterii economice. La cele două categorii de produse, produsele alimentare și medicamente, nu va crește TVA-ul mai mult de 9%. Deci, deci, care e tactica lui Marcel? Ce face el? Vrea ca oamenii, românii, să înțeleagă că el, Marcel Ciolacu, se luptă cu ăia răi de la UE. De fapt, Ciolacu merge la Bruxelles să se milogească pe acolo. Dacă îmi vine acasă, zice, mamă, băi, bă, bă de deci ce am dat-o pe ursul aia cu capul de toți pereți? Păi știți ce voia nenorocită aia? Mamă, dă că iar mă enervez. Deci, ce deci aia, ursul aia, voia te de 90%, de 90%. Păi când am auzit, mi-a plecat dreapta imediat, mă, vă dați seama, deși eu sunt om de stânga, dar i-am dat de, apoi și cu stânga, și cu dreapta, și cu public, și cu picioarele, și, și un cap în gură la final, de... de lat am lăsat om. Păi cum să... Hmm? Lucrurile stau astfel. UE nu-și cere nimic. UE vrea acea cifră, da, de 4,4 deficit. Atât. A, dacă tu te duci și linși clanțele toată ziua cu caietul pe acolo, bineînțeles că UES va spune, bă, păi, nu știu, crește TV-ul, adun banii imediat, dracu să te ia, eu știu ce să faci tu la tine în țară, fă ceva, că de-aia conduci, de te ales oamenii, nu? Dacă anul trecut copiii care aveau un părinte decedat beneficiau de bursă socială, acum beneficiază de o bursă de studiu copiii care sunt în situația în care au ambii părinți decedați, dar în cazul copiilor cu un singur părinte decedat, ei trebuie să facă dovada faptului că, la nivelul familiei monoparentale, venitul este mai mic sau egal cu venitul minim pe economie. Iată, iată ce jigodii! a zis nu, domnul Ciolacu, să tăiați banii ăștia! Ce stat bolnav, ce politicieni odioși! Vedeți, atât poate România azi. Să plătească cu 10, 12, 22 de mii toate urdorile umane din companii și instituții de stat, dar să nu mai dea 200 de lei pe lună copiilor cu un singur părinte. N-au reușit nimic cu pensiile speciale, n-au reușit nimic cu salariile imense de la stat, au inventat alte și alte instituții tot politizate, dar, dar, le-au atras atenția banii copiilor din familii monoparentale. Ulu. Dar nu. Dar nu-i problemă, nu-i problemă că și asumă nea Marcel în Parlament, păi nu? Așa cum am promis de la început, acest guvern este guvernul României. Și în această logică vom pune România pe primul loc. Avem nevoie de o Românie decentă și echitabilă pentru toți. România pe primul loc, românii pe ultimul. Doamne, vezi că e FCSB-ul pe primul loc, vorbește cu Gigi, poate rezolvă el. Și că avem nevoie de o Românie decentă. Asta ne spune premierul unei țări profund bolnave după ce s-a întors de la Bruxelles, unde s-a milogit să ne lase UE cu un deficit mai mare. Nimă! Mă, e ce e o problemă? <laughs> ok, asta a fost pentru azi, bă, bă, a durat ceva. Programul emisiunilor se modifică, pentru că Asta e, suntem nevoiți de realitățile economice și de lipsa de predictibilitate privind veniturile lunare să facem anumite schimbări. Așadar, ceea ce știm azi, vom avea două ediții Starea Nației pe săptămână, lunea și joia. Bineînțeles, intervenim de fiecare dată când se întâmplă ceva pe parcurs. Marți vom avea pe canalul Starea Nației interviu, uh, miercuri vom avea emisiune pe canalul Starea Sănătății, deci e acolo emisiune pe formatul Starea Nației, dar pe probleme de sănătate. Vă rog să vă abonați și la acest canal, să bifați acolo, să mă abonez, atât aveți de făcut, să depășim repede 100.000 de abonați și acolo, ca să putem începe monetizarea și sesiunile live cu, cu abonații acolo apare și podcastul Starea Sănătății vom avea de asemenea interviuri pe probleme de sănătate apoi păstrăm podcastul Vocea Nației v-am spus e ultimul pe care îl vom, vom închide dar și producția noastră ceva cu reclame vă mai spun zilele astea cum vor sta lucrurile cu celelalte depindem încă de tot felul de discuții atât interne cât și cu posibil parteneri care ar putea să ni se alăture pentru a reuși astfel să Finanțăm toate proiectele pe care mulți dintre cei care le urmăresc cred că le merită gratuit, fără să dea măcar un like. Și vă spun că nu acuz pe nimeni. E o chestiune în care cu toții trebuie să ne educăm. E ceva nou. Cifrele spun asta. Mai puțin de 5% dintre cei care urmăresc un material de pe canalul Starea Nației dau like la acel material. Și apoi când presa dispare, când redacțiile se închid, oamenii își exprimă regretul. Vai, dar ce treabă bună faceați? De ce nu mai faceți? Păi nu mai avem bantate. De-aia nu mai facem. De-aia nu se mai fac lucruri. Că vi se părea foarte mult să dați 10 lei pe lună ca să fim în continuare, să facem în continuare lucruri. Repet, nu acuz. La fel eram și eu. După ce am văzut cifrele de la noi de pe canal, am realizat că nici eu nu dau like la foarte multe dintre materialele pe care le urmăresc. Și am început să și cotizez la conturile pe care le urmăresc constant. Ok, mâine avem interviu cu marele David Popovici, nu-l ratați, o să vă placă. Să vă fie bine.